Sin teme incautare permanenta de alceva. Vremmo un alt servicio, alta casa, alt partener, alta zara. Dar ce ne face sa credem che urmatuara situazia va fi mai buona di ci avem acum. Salutci, bine tam gasit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor, sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru performanța e foarte importante să evaluăm situații în care suntem într-un fel corect, de asta vorbim astăzi. Acum câteva zile am ascultat întâmplător două babe care vorbeau, știi, de la o fereastră la alta, care bârfeau un vecin care a parasit soția pentru a alerga după alta mai tineră. Dramele obișnuite din acest gen. E la un moment dat, în bârfă, în timp ce treceam, una din aceste babe iese cu o considerare filozofică extraordinară, adică cu toată naivitate ea de trei clase, spune: dar ce naibil face să creadă că următoarea va fi diferită de cea veche? E într-adevăr, m-am gândit destul de mult la obsesia noastră de a căuta mereu altceva. Adică insistam să schimbam parteneri, țara, casa, situație, sport, prietenii, căutam mereu situații noi, ceva nou, tot în alergarea după un ceva pe care nici noi nu prea îl înțelegem. Evident că atunci când parametrul este foarte clar, situația e mai simplă. Evident că dacă mi se oferă un serviciu mai bine plătit, mai apropiat de casa, mai potrivit cu lucrurile pe care le știu, evident că prefer să am o situație nouă mai convenabilă după anumite parametri. Dar când lucrurile nu sunt așa de clare, situația este pur și simplu foarte confuză, foarte, foarte neclară. Adică, la un moment dat, niște poziții sunt roluri. Când ai, de exemplu, e evident că amanta câștigă mereu asupra soția, pentru că în timp ce cu soția te lupți cu problemele zilnice, cu facturi de plătit, cu probleme de vicini, cu lucruri de reparat în casa, pentru amanta pastrezi cel mai bun din tine și iesi doar la chestii plăcute. În momentul în care amanta devine soție, se va purta exact ca cea de înainte, pentru că vorbim despre niște roluri. Adevărul este că dincolo de situații specifice, cum am zis, care au legătură cu un parametru clar, cum ar fi salariul mai bun sau poziția mai potrivită, în tot restul, noi căutăm mereu altceva pentru că avem o stare de disconfort general pe care nu știm să-l gestionăm și credem că dacă vom schimba personajul, se va schimba ceva. Din păcate, eu m-am dat seama, vezi că vorbesc cu cineva care a schimbat mii de țari, soții, nu vorbim, servicii de toate feluri. Și m-am dat seama că este pur și simplu adevărata fraza lui Seneca, care din păcate spunea: un marinar poate să schimbe cerul, dar nu poate să se schimbe sufletul. Și de fapt, orice țară, orice serviciu, orice situație în care te bagi, după un pic, o să reproduci exact situația de înainte. Deci, în concluzie de situația de astăzi, pentru că nu prea am un răspuns și evident nu vreau să stric speranța, pentru că chiar asta este cuvântul cheie, speranța nimănui. Dar de un lucru sunt cert, după mai mult de 60 de ani de viață. Adică mereu este un aici și mereu este un acolo, după care alergam. Și
In momentul în care, într-adevăr, ajungem acolo, știi toată povestea cu obiective, mai va fi un alt, acel acolo va deveni aici, va fi un alt acolo. Deci, în momentul în care, până când nu reușim să apreciem, să fim potriviți la situația de aici și acum, nu vom fi potriviți nici la situația de acolo în viitor. Cum a spus cineva, dacă nu te bucuri de situația ta actuală, nu o să te bucuri sub nicio formă din cea următoare. Dacă nu ești în stare să apreciezi partenerul, femeia, în cazul meu, pe care o ai, nu o să apreciezi nici următoarea. Deci, gândește-te un moment în loc de a viza mereu, asta e cuvintul săptămânii, vizul, de a viza mereu alta situație, alt serviciu, alt partener, altă țară, dacă chiar ești în stare să apreciezi ce ai aici și acum. Va fi o descoperire, poate dură, dar este în anumite cazuri o iluminare. O zi bună în continuare!